Așadar, dragilor, bună ziua și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online din nou. Suntem împreună, eu și nepoțica mea, Măriuca, și așa cum v-am promis, dragilor, noi așteptăm cu nerăbdare să vină ora asta a întâlnirii noastre ca să putem să facem lecția asta, să facem videomanualul. Pare o joacă acum. Pare că e foarte greu de atins acest obiectiv, dar nu. Sigur îl vom reuși, pentru că am experiența lucrurilor făcute anterior. Deci, așa cum spunea Măriuca, atunci când m-am apucat de treaba aceasta, de acum 20 de ani, nu știam că vom ajunge la dimensiunea asta, dar acum o simt ca pe o necesitate imediată. Ușor, ușor o să-ți dai seama și bucuria o să fie imensă. Așa că am discutat parcă data trecută despre puteri, nu? Da, și Puteri. puteri și fracții cu puteri. Așa, și ca de fiecare dată, din experiența care o am, este bine să reluăm lecția într-o măsură și să continuăm de la locul în care am rămas. Așa, despre putere, să reluăm ce înseamnă A la IEL. Ce înseamnă? Înseamnă la puterea E, hai să vedem ce înseamnă 2 la a 3-a, ca să ne amintim. 2 la 3 înseamnă 2 ori 3 ori 2. 2 ori 2 ori 2, de 3 ori. Da. Da, de 3 ori. Deci este vorba, când zic o putere, înseamnă o mulțire repetată. Deci e vorba de o mulțire de repetată, asta se numește, cum am spus noi, bază. Da. Și celălalt de sus se numește? Exponent. Exponent. Deci o putere înseamnă o mulțire repetată. Exponentul ne indică de câte ori mulțim prin ea însăși baza. A la n ce ar trebui să înțeleg? După modelul acesta? A ori... Așa. Este A ori A ori A. Dacă acolo am văzut de 3 ori, aici nemai având exact un număr precizat, înseamnă că este vorba de o mulțire repetată, puncte-puncte, înmulțit cu A, de, am spus de desubt, de N ori. Deci așa trebuie să înțelegem noi când zic A la N, înseamnă de fapt o mulțire repetată a lui A prin el însuși, cu el însuși, de câte ori ne indică exponentul. Așa încât, deci bază și exponent. Asta înseamnă la N. Dacă va fi o altă literă, sus la exponent, înseamnă că e mulțirea de câte ori indică, nu, litera C. Vă zic și A la M. Ce înseamnă A la puterea M? Deci dacă am schimbat litera, toată mulțirea înseamnă. A ori A. Da. Și așa mai departe. Ora. Deci A de M ori. De M ori. Sigur că da. De M ori. Bun. Cât privește, iată, ne-am reamintit din nou ce înseamnă putere. Înseamnă o mulțire repetată, scăderea concentrată prin indicarea bazei, adică numărul care se mulțește prin el însuși, și de câte ori se o face prin exponentul N. Și aici am discutat noi despre proprietăți. Hai să vedem, să intitulăm proprietăți. Da? Proprietăți. Anume, A la prima proprietate am stabilit că prin convenții A la 0 cât este? 1. 1. Adică tu ce înțelegi
prin... Sigur, orice sigur, număr cu, la puterea 0 e egal cu 1. Cu precizarea care? Că A nu are voie să fie ce? Zero. Așa. Deci adăugăm aici și precizarea asta ca să ne rămâne definitiv în minte. A diferit de zero. Adică orice număr poate să fie în loc de A. Dar n-are voie să fie vorba de zero, pentru că zero la zero, ce am spus eu? Zero la puterea zero, nu, nu există. Are sens. Mai știi tu ce nu are sens? Mai ai un exemplu de operații care nu are sens? Cinci împărțit la zero? Orice număr împărțit la zero. Deci, deci împărțirea la zero. A împărțit la zero. A împărțit la zero. Nu. Nu are sens. Deci A împărțit la zero nu are sens. Sigur și zero împărțit la zero nu are sens. Că dacă A împărțit la zero nu are sens și dacă A ar fi zero, tot aceeași problemă e. De zero la zero. Și când am spus eu că voi lămuri aceste lucruri? Poftim? Când am spus că voi lămuri aceste lucruri. Operațiile astea fără sens de care vorbesc acum. Am spus eu, când tu vei fi în clasa... Să fiu în clasa 11. Așa. Deci până în clasa 11 vom rămâne cu acest semn de întrebare. 2. Deci A la 0 egal cu 1. Hai să vedem proprietatea asta. A la N ori A la M egal cu cine? Egal cu A. Deci A. Da. La puterea N plus M. Explică-le prietenilor noștri. De ce, de ce vine așa, A la N plus M? Este ca o definiție sau e vorba de un lucru pe care l-am constatat noi? Cum ai putea să-l explici dacă tu ai fi pus în situația asta să-l explici? Aici am zis că pe convenții, când prin definiții. Se înmulțesc două puteri, da, se copie baza și se adună exponenții. Da, dar poți să le explici să înțeleagă că nu este ca mai sus o definiție, ci aici este ușor de văzut. Ia un exemplu concret ca să prietenii noștri să înțeleagă și tu să te faci, să te faci, ca așa am spus, nu ești cu autoare la această lucrare a noastră. 5 la 3-a. 5 ai zis, da? 5? Da. 5 la a treia, ori? Ori 5 la doua. Așa. Hai să traducem. Ce înseamnă 5 la a treia? După cum am definit mai devreme. Înseamnă 5 de 3 ori. 5 înmulțit, da? 5 ori 5 ori 5 de 3 ori. Înmulțit cu... Așa spune, înmulțit cu? Înmulțit cu 5 ori 5. 5 ori 5 de 2 ori, da? Da. Și cum constatăm și vedem, de câte ori este 5-ul de la un cap la altul? Așa, privind. Este de 5 ori. Vezi? Fără să, dacă așa am definit că înseamnă, în loc să, deci zic 5 la 5-a. Da. Dar de fapt, 5-ul ăsta s-a obținut din 3
plus 2, nu? Deci egal cu 5 la 3 plus 2. Pentru toți prietenii noștri, ăsta e motivul. Deci, a nu se înțelege că e o definiție așa cum a fost prima. Prima a fost definiție. A la 0 face 1 dacă A diferit de 0. Așa a fost stabilit prin convenții. Între matematicieni. Dar dincoace A la N ori A la M, că e egal cu A la N plus M, nu este o convenție. Pur și simplu, în prima este vorba de scrierea lui A de N ori, apoi înmulțit cu A de M ori, și când constatăm și nu vedem de câte ori a apărut A-ul, constatăm că e de N plus M. Deci asta vreau să înțelegi că nu e o definiție, ci este pur și simplu constatarea noastră. Și tu ai venit cu modelul 5 la 3 ori 5 la 2 și îl ai în minte tot timpul acum. Faptul că e de 5 ori, faptul că e de 3 ori și apoi încă o dată de 2 ori, îl vedem de câte ori? De numărând de la stânga la dreapta, toți de câte ori apare 5, e de 5 ori. Adică e 3 plus 2. Sigur, putem să zicem că e și 5 la 1, nu? Uite, 5 la 1 și dacă scriu pe 5 la 1, pe mai văd ce e 4, ori 5 la 4. Deci, iată cum 5 la 5 a scris 5 la 1 ori 5 la 4. Sau poate să fie 5 la 0, care face 1, nu? Ori 5 la 5. Așa mai departe. Deci, sunt lucruri aici unde nu ne mai jucăm, nu stabilim niște definiții. Nu trebuie să învățăm, să memorăm. Asta vreau să insist pentru toți prietenii noștri. Nu trebuie să memorăm pe asta, ci să înțelegem bine că primul A la N înseamnă că A e de N ori, apoi e mulțit cu A la M și continuu ce e al de A de M ori și în total când îi numărăm înseamnă că N de la prima înmulțire și plus încă M de la cea de-a doua înmulțire. Deci această proprietate trebuie să ne rămână definitiv în minte, dar nu memorată, ci înțeleasă. Pe asta insist eu foarte tare. Dar dacă vei avea, deci la mulțirea două puteri cu aceeași bază, dar dacă vei avea A 2 la 3A plus 2 la 5A, ce faci aici, Măriuca? Deci dacă o să ai 2 la 3 și 2 la 5, nu cred că, nu, sigur nu mai poți aplica proprietatea de sus. Că poți să zici 2 la 3 mulțiți, da? 2 la 3 ori 2 la 3 ori 2 la 3. Adică nu, poți să zici 2 ori 2 ori 2 plus 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2 de câte ori? De 5 ori. Și da. Nu mai poți să-i vezi de la un cap la altul, că e cu plus între ei. Da. Deci e clar că ori calculezi efectiv cât face, dacă e de un număr mic de ori, cum la noi 2 la 3 face, cât face? Face 8 plus 2 la 5 cât ar face? Deci, până aici era tot 8, cei 2 la 3. 2 ori 2, 8 ori 2, 16 ori 2, 32. Deci vine 8 plus 32 și face cât? 40. Deci răspunsul, fie calculăm dacă îți permiți, dacă exponentul e mic și calculabil, înmulțirea aceea. Știi că ce făceam? Spuneam că prioritatea are ce? Ce operație are? Înmulțirea și pe urma adunare scăderea. Deci noi când vedem într-o șir de operație așa ceva, nu avem decât să facem înmulțirea întâi și iată 8 și pe urmă 32 și pe urmă facem adunarea. Deci adunarea e mai slabă. Adică ea la sfârșit se face. Prioritatea are înmulțirea și împărțirea, știi când spuneam asta. E bine, în condițiile astea, dacă ar fi să încercăm să lucrăm, am încercat un lucru.
am făcut și data trecută. Ziceam 2 la 3-a, îl lăsăm că e exponentul mai mic, plus, în loc de 2 la 5-a, punem până aici primii 3, care înseamnă 2 la 3-a, și înmulțim cu cine? Înmulțim cu 2 la 3 că am copiat. A. Plus? Plus 3 la 2 la 3 plus 2. 2 la 3? Dar de ce nu se mai vede? Tu nu mai mă vezi? Da, te văd. Eu nu te mai văd. Uite acum, da. Deci, cum scriem fostul 2 la 5? Camera ca să nu se întrerupă. Ce să fac? Să? Am închis eu camera ca să nu se întrerupe. Deci, pe 2 la 5, acum îl scriu, Măriuca? Dar scrie și tu pe care ți-l 2 la 3, la 2. 2 la 3 ori 2 la 2? Da. Păi așa trebuie să spui. Deci, în loc de 2 la 5, dragilor, în loc de 2 la 5, zicem 2 la 3 ori 2 la 2. Adică exponentul 2 la 3 fiind mai mic, îl lăsăm, nu umblăm la el, iar pe fostul 2 la 5, îl scriem ca 2 la 3 ori 2 la 2. Sigur, putem zice și 2 la 1 ori 2 la 4, dar nu mă încântă. Din ce motiv crezi că am scris așa? Ca să fie mai ușor. Am un motiv foarte clar. Vreau să scot în factor comun că adunarea asta, iată că e din doi termeni, primul și al doilea. Și există la primul termen factorul 2 la 3 și la al doilea termen 2 la 3. Deci este comun 2 la 3. Deci este comun acest 2 la 3 și atunci simt nevoia să pot reprezenta pe cel cu exponentul mai mare cu ajutorul să-l las neschimbat și să fac pe 2 la 5 ca 2 la 3 ori 2 la 2. Și acum egal mai departe, acest 2 la 3 care e comun, devine un factor comun pentru amândoi. Deci eu zic 2 la 3 ori, deci faptul că zic factor, va urma o paranteză. 2 la 3 ori și deschid paranteza. Și ce mi-a rămas din primul termen? Ce mi-a rămas din primul termen? 1. 1. Foarte important. Dacă nu-i pus, se subînțelege. 1 plus din al doilea termen, plus ce factor? 2 la 2. 2 la 2. Și iată cum factorul comun 2 la 3 pe care l-am văzut la cei doi termeni se scoate în factor și devine factor comun celor doi. E comun celor doi. Că dacă acum înmulțesc, cum se înmulțește? 2 la 3 ori 1 plus 2 la 3 ori 2 la 2. Adică tocmai asta de aici. Deci relația înapoi scrisă, egalitatea asta poate fi citită și din dreapta spre stânga și din stânga spre dreapta. Așa asta spuneam și altă dată, trebuie predată la copii când se vorbește de tabla mulțirii în clasa a doua. Deci când învățătoarea vorbește de 7 ori 8, aici, la învățarea tablei mulțirii, dacă ar avea multă răbdare și ar înțelege rostul acestui factor comun, l-ar scrie pe 8 ăsta ca 5 plus 3, unoare, și ar aplica, ok, fost 8, și zice egal cu 7 ori 5, da? 7 ori 5, plus 7 ori 3. Și face exact 7 ori 3, și face exact ca și 7 ori 5, 35, plus 7 ori 3, 21, și iată că face 56. Beneficiile sunt extraordinare. Uite că acum cât muncim noi pentru a înțelege ce înseamnă factor comun. Adică, în cazul nostru, cine este factorul comun al adunării? Șaptele.
7 este comun. Este factorul comun celor doi termeni. Și atunci, iată cum a fost scris înainte. 7 ori, din primul factor a rămas 5, din al doilea factor a rămas 3. Da, nu știu ce, închide camera iar și eu nu știu ce să fac. Nu se vede, Măriuca, și nu mai închide camera. Dar de ce? Dar de ce închizi camera? Nu știu. Care este folosul? Păi, ca să nu se întrerupe, că... Păi eu nu te văd că scrii în condițiile astea. Și altfel... Și altfel, și mimica ta mă interesează, așa e pe NV. Da. E bine, Măriuca, cu camera deschisă. Da. Bine. Deci insist încă o dată. Dacă s-ar insista în clasa a doua, la ce înseamnă scrierea desfășurată a lui 8, că 5 plus 3 și se insiste, ar ajuta și la învățarea tablei mulțiri și la momentul ăsta când va trebui să scoate un factor comun. Că spuneam, nu am altceva mai bun de făcut aici, decât să scriu factorul mai puterea cu exponentul cel mai mare cu ajutorul puterii cu exponentul mai mic ca să poți scoate un factor comun. Ia să vedem dacă vei găsi așa. Să spunem, 2 la a 7-a plus 2 la a 5-a minus 2 la a 6-a. Egal cu. Câți termeni avem aici, Maria? 3. 3 termeni. Hai, vorbește tu. Puterea cu exponentul cel mai mic este? Puterea cu exponentul cel mai mic este 2 la 5-a. Și ce facem? Îl păstrăm. Bun. Și acum dictează-mi ca să scriu, că eu scriu numai în măsura în care tu dictezi. Deci, 2 la 5-a. Da. Până la 2 la 7-a, 2 la 5-a ori? Ori 2 la 2-a. Da. Plus? Plus... 2 la 5-a. Rămâne așa că este cel care am stabilit care exponentul cel mai mic. Minus? Minus 2 la 5-a ori 2. Ori 2 la 1-a. Ce să mai stăm pe gânduri? Că se vede, nu? Ori 2. Ori 2. N-are rost să mai scriu 2 la 1-a. Să vă înțelege. Și acum, care este factorul comun? Este 2 la 5. Deci, am reușit exprimarea și a lui 2 la 7 și a lui 2 la 6 cu ajutorul 2 la 5. Iată că 2 la 5 este comun celor 3 termeni. Atenție, 3 sunt aici, da? Așa vom ține cont. Și atunci, 2 la 5 ăsta se scoate în factor, el devine factor comun tuturor. Se vede că e comun 1, 2, 3. Da. Și îmi prie înscrierea asta 2 la 5-a ori, și acum ori, trebuie să ori un paranteză. Da. 1. Nu, păi din primul cât este. Dar contează în ce ordine scriem? Nu. Dar ce vrei? Spui 1 ori 2 la a doua? Păi... Din cei doi factori, pe 2 la 5 l-am scris în față, au rămas doar 2 la 2. Deci, pe lângă 2 la 2, plus 1. Așa. Dacă n-am fi scris, săream peste el, am fi avut minus, nu? Imediat ne uitam la celălalt și dispărea al treilea termen. Deci de aceea trebuie să avem grijă că aici se înțelege ori 1. Că mulțirea cu 1 știm bine... Nu influențează, nu? Uh-huh. Și 2 la 5 ori 1 fac 2 la 5. Când nu mai există 2 la 5, de fapt urmas 1 acolo. Nu? Minus? Minus 2. 2. Mi-a dat caietul la sfârșit, da? Cu ce lucrez. Și egal cu? Egal cu?
Nu ne rămân decât să facem calcul în paranteza asta. Deci e 2 la 5-a. 5-a ori. Cinci minus 2, că 2 la 2 a 4 și cum 5 minus 2. Da, 5 minus 2, 3. Ori 3. Și iată, acesta este rezultatul calculului. Deci, am vrut să spun așa, că dacă nu avem înmulțire, ca să aplicăm proprietatea, ci este adunare sau eventual scădere, nu ne rămâne decât să stabilim exponentul cel mai mic, ca să putem să-l scoatem în factor comun și să scriem doar așa. Numai varianta asta, să nu ne rămână în minte vreodată chestia asta că adunăm exponenții. Nu poți face nimic decât așa, să cauți, să lucrezi cu scoaterea în factor comun. Asta e singura variantă ca să poți lucra. Concret, mai facem încă unul. Uite, dacă avem să zice că avem doi la a șaptea ori 32 minus 2 la a 10 ori 4 plus 1024 ori 2 la 2 la a 2. Deci, vedem care sau mai, da. 2 la 2. Te gândești să te duci repede că 2 la 2 este exponentul cel mai mic, da? Da. Da, dar în negheșițul anterior n-ai mai avut înmulțit cu 32, cu 4, cu 1024 și atunci trebuie să încerci, poate ai baftă, că să mai afli încorporați în 32, în 4, în 1024, să afli niște doiuri. Dacă ar mai fi și 2 la ceva, acel 2 înmulțit cu 2 la a doua va crește gradul exponentului. Și se va întâmpla ca 2 să fie la o putere mai mare și nu-i bine să ne oprim aici. Deci s-ar putea ca încorporat în 1024 să mai afli. Să se mai afle în ceva. Bine. Chiar mă gândeam astăzi. Trebuie și să cum gândim? Telefon. Deci, să descompune pe 32. 32. Hai să luăm deoparte să descompunem, că știi să descompun 32 cu bara aceea pe lângă. Da. 2. Prin 2 merge, da. Care face 16. Deci face 16. Iar 2. Prin 2. 8. Da. Iar prin 2. 4. Da. Iar prin 2. 2. 2 în 4, 2. Și 2 în 2. 2 merge, nu? Prin 2. Da. Și fac 2, 2, 1. Și până când ajungem la un cât egal cu 1, cum este aici, scriem, facem descompunerea. Da. Care ar fi concluzia? 32 cât este? Este 2 la 5. 2 la 5. Așadar, regășițiul ăsta continuă și spunem este egal cu 2 la 7. Ori 2 la 5, corect, minus 2 la puterea 10, ori 4. 4 cât este?
4 este 2 la 2-a. 2 la 2-a. Plus. Trebuie să descompunem pe... Așa, pe 1024. Da. Deci îl luăm deoparte pe 1024. Să-l descompunem. Dar... ai scris 2 la 7? Te gândești deodată 2 la 7 să fie? Nu, n-ai scris să... Am scris din nou exercițiu egal și am zis 2 la 7 că asta era primul lucru. Dar ai 2 la 4. Păi știi că prima era 2 la 7 ori 32. Deci 2 la 7 ori 32. Tu ai avut 2 la 4-a? Da, 2 la 4. Eu îl pot lăsa și 2 la 4-a. Da? Nu ne lăsa, pune 2 la 7-a, că o să vedem de ce. Și acum 1024, hai să descompunem. Prin cât? 2. Da. Care face 2 în 10 de 5 ori. Hai, hai. 512. Da. Iar prin 2. 256. Deci iar prin 2 și face 256. Iar prin 2. 2 în 2. Hai, vorbește. 2 în 2 odată, 2 în 5 de 2 ori, 2 în 16 de 8 ori. 128. Iar merge prin 2. Stai puțin, că fac... Deci... 2 în 12, 2 în 12, 6, 2 în 8, 4. Iar merge prin 2. Da, 32. 32, iar despre 32 l-am făcut odată. Da. Cât este 32? 2 la 5. Da. În dreptul său zicem 2 la 5. Adică ar trebui să mai copiem de aici. 2 la 10. Deci total 2 la 10, da? Deci este un 2 la a 10 ori 2 la a 2. Și egal cu. Continuăm. Hai, cât face 2 la 7 ori 2 la 5? Yeah. 2 la 7 ori 2 la 5 face 2 la 12. Deci 2 la puterea 12 minus. Minus. 2 la puterea 8. 2 la? Tot la puterea 8. De ce 8? Păi... Nu-i tot o mulțire? A. Scuze. 2 la? 2 la 12. Deci 2 la puterea 12.
plus. Plus. Plus tot 2 la 12. Plus 2 la 12, sigur că da. Și egal cu? Egal. Acum... Ai realizat obiectivul. Nu mai ai mulți cu ceva, ci ai termene, ai incorporat pe 4, pe 1024, l-ai incorporat, că a fost chiar puterea lui 2. Da, toate sunt la fel. Și acum ce ai de gând să faci? Să Ce te deranjează? Că toate sunt la fel și nu știu care să pun. Păi ești fericită. Deși ai peste tot puterile exponentul 12, 12, 12. Bine, dar n-am pe care să pun să fie cea mai mic. Adică cel care păi dacă nu e cel mai mic, oricare din ei. Bine, pe 2 la 12. Deci oricare din ei. Deci egal cu 2 la puterea a 12-a, înmulțit cu o și pun paranteze, da? Da. Și? 1. 1. Minus. Din al doilea. 2 la 12-a. Păi le-ai dat pe 2 la 12. 1. Minus 1. Plus? 1. Plus 1. Și egal cu? Și egal cu... 1 minus 1, 0. Da, și cu 1. Deci... Face 2 la 12, face ori 1. Da. A rămas la 1. Și cât face 2 la 12 ori 1, 2 la 12. Și cu asta te termină, te ghiști. Dar nu puteai tu să observi aici că ăsta minus celălalt este același lucru, cum a spune 5 minus 5. Cât este 5 minus 5? 3. 5 minus 5, 3, fac 0. Pardon. Da? 5 minus 5 egal cu 0. Adică ăsta minus același lucru, că 2 la 12 dă un număr. 2 la 12 și are un număr. Și ăla minus ăla fac 0. Cum în final cât a fost aici? 1 minus 1. Și ăsta nici nu mai trebuia să... Am muncit aici. Eu special am lăsat așa. Ca să văd... Știi că tu mi-ai zis 2 la 4. Îți lasă 2 la 7. Eu am văzut mai departe că va ajunge la 2 la 12. Și iar minus 2 la 12. Ca să vezi tu cum anume... Nu? Așa zis, termeni asemenea sunt identici ca valoare. Câte vreme ai același răspuns ca valoare, 2 la 12 știi cât ar face? Așa după tine? Ca număr. Ia să vedem cât ar face 2 la 12. Ia să văd dacă poți să te apropii. 2 la 12 cu cine este egal? Înseamnă 2 la 10, Măriuca. Da. Despre care știm că 2 la 10 este 1024. Din motivul ăsta, oricât. Ori 2 la 2. 2 la 2. De ce atâta stânsă, așa de stânsă vocea ta? Trebuie să fie cu siguranță. Ori 2 la 2 pentru a ajunge la 12. Ori 2 la 2. Deci faci 1024 ori 4. Și faci 4, 4,
Ori 4, 16. Da. 4, 2. 4 ori 2, 8 și cu 1, 9. Da. 4, 0, 0. Și 4. 4096. Deci 2 la 12, 4096. Dar 2 la 13 ar mai trebui mulțit cu un 2. Dar acum crește foarte tare. Din ce în ce mai tare. În concluzie, răspunsul ca valoare a lui 2 la 12 este 4096. Dacă noi n-am fi făcut asta, n-am fi vrut să facem numeric, n-am fi vrut să facem pe bază de puteri, trebuia să facem 2 la 7, mă rog, când îmi dădea. Înmulțit cu 32, dădea un număr. Făceam 2 la 10 ori 4, adică 1024 ori 4. Și pe urmă, de acolo scădeam și... Și toată lucrarea asta ne-ar fi consumat foarte mult timp. Iată că operațiile cu puteri micșorează foarte mult. Adică mărește foarte mult ritmul de lucru. Deci nu degeaba învățăm operații cu puteri. Pentru că noi vrem să ne ușurăm munca în anumite situații. Dar nu mai spun, când exponentul e mare, nici nu poți calcula. Nu poți calcula valoarea. Și atunci trebuie să ne obișnuim. Trebuie să știm proprietățile astea cu sfințenie. Cu sfințenie. Ia uite, dacă îți dau așa, Mărica. Ia să văd. Uite că mi-a venit în minte un negășițiu. Deci, 2 la 7 plus 2 la puterea a 8 și plus 1024. Egal cu. Cum încerci să lucrezi egheșițul ăsta? Deja știm că 1024 este 2 la 10. Asta-i. Deci avem experiența din egheșițul că face 2 la 10 și vrei să fii numai puteri. Deci n-ai ce face. Chiar nu poți lucra aici. Și atunci lași pe 2 la 7 plus 2 la 8, vrei totul cu puteri să te duci, plus 2 la 10. Și acum, cum continui mai departe? Scriem cel mai mic. Deci pe 2 la 7, cel da. Mai mic, lăsăm așa. Plus. Plus. Ori 2 la 7 ori 1. 2 la 7 ori? Ori 2. Ori 2. 2 la 1. Așa. Ori 2, 2 la 1. Plus 2 la, în loc de 2 la 10. Plus 2 la 7. 2 la 7. Atât? Nu. Ori? Da. 2 la 3. 2 la 3. Și acum egal cu? Egal cu 27. 27 de unde? Cel comun. Adică 2 la 7, nu 27. 2 la 7, scuze. Atenție multă că una e 27, alta e 2 la 7. Deci 2 la 7, care este puterea comună, da? Factor comun. Factor comun e 2 la 7. La cei trei termeni îl văd pe cel comun 2 la 7. 2 la 7 ori? Ori 1. Deci în paranteze zic 1 plus? Plus 2. Da. Plus 8. Plus 8. Și egal mai departe? Și egal cu 2 la 7.
2 la 7. Ori 11. Ori 11. Și ăsta e răspunsul. Și acum să încercăm să ne amintim și o altă proprietate. Vezi? Cum se mulțesc două puteri care au acest... Eu cam dat ne-am amintit proprietatea că orice număr la putere 0 face 1. Cum se mulțesc două puteri care au aceeași bază. Și am mai făcut și pe a treia. Ții minte că 3 am făcut data trecută. E vorba de cum se împar două puteri care au aceeași bază. Adică a la n împărțit la a la m. Egal cu a la n împărțit la a la m. A. A. La puterea n minus m. N minus m. Și pot să-mi dai un exemplu ca să pricepem, să priceapă prietenii noștri să înțeleagă foarte bine. A. 5 la 6. 5 la puterea 6. Împărțit la 5 la puterea 4. A 4. Egal cu 5. Da. La puterea 6 minus 4. Așa după formulă, nu? 6 minus 4. Adică 5 la 2. Adică 5 la 2 va fi răspunsul. Dar cum le explici lor? Ei ce or să spună? De unde să fie așa? Cine a inventat formula asta? La întrebarea asta, cum? Cum să facem să-i convingem? De ce zici 5 la 2? 6 minus 4, 2. Corect. Cum să-i convingem noi că și asta nu e o formulă visată de cineva noaptea și pusă a doua zi, ci este ca urmare a unui raționament, a unei judecăți? Hai să zicem așa, să luăm un exemplu. 32 împărțit la 4. Lucru pe care îl știm. 32 împărțit la 4 egal cu cine? Egal cu 8. 8. Bun. Hai să exprimăm acum pe bază de puteri. În loc de 32. Așa. Cât să spunem? 2 la 5. 2 la 5, da. Împărțit. La 2 la 2. La 2 la 2. Egal cu 2 la 3. 2 la 3, că e 8. Și acest 2 la 3 înseamnă 5 minus 2. Dar se pătrunde mai în adânc, mai în intimitatea relației. Cum poate fi scris 2 la 5 cu ajutorul lui 2 la 2? Aveți puțin, aici, la etajul 1, aveți puțin mai multă grijă, că am înțeles că ar vorbi de câteva ori geamul, să nu... Deci 2 la 5 poate să fie scris ca fiind... Puțin mai multă grijă, că nu vreau să schimb și geamul. Deci poate fi scris 2 la... În loc 2 la 5. Stai puțin. Da.
Bine, gata. Scuze. Deci, în loc de 5, cum putem să scrim pe 2 la 5 folosind puterile lui... 2 la 3 plus 2 la 2. Nu plus. Ori. Așa. 2 la a 3 ori 2 la a 2 împărțit la 2 la a 2. Da. Egal cu? Ei, când avem de, un de împărțit care e un produs, da, împărțit la altcineva, unul din cei doi se împarte. Unul din cei doi factori. Deci un singur factor se împarte la împărțitor. În cazul nostru, 2 la 2 împărțit la 2 la 2 face 1. Deci nu și 2 la 3, un singur factor. Așa face că 2 la 3 rămâne. Deci rămâne 2 la 3. Adică, tocmai ceea ce am văzut mai devreme, așa se face că s-a ajuns la concluzia, de fapt este clar acum, lucru pe care sper că învățătorul are grijă atunci când spune, dacă aveți un de împărțit care e 7 ori, să zicem, ori 14 ori 4, împărțit la 2, asta e foarte, foarte important ca... Este un de împărțit care este un produs de factori. Da? Da. Este un de împărțit care e un produs. Și a împărțit la 2 înseamnă a împărțit doar unul singur din. Unul singur. Ori pe 14, ori pe 7, dar nu se împarte. Ori pe 14, dar nu se... Da, se poate împărți. Deci este egal cu 7 ori de la împărțirea lui 14 împărțirea lui 2 rămâne un 7 și ori 4. Ăsta ar fi răspunsul. Sau egal, altfel, 7 ori 14 ori la 4 împărțit la 2 egal cu 2. Deci, în concluzie, a împărți un număr care e scris ca un produs de factori la un alt număr înseamnă a împărți unul din factori. Unul din ei la acel număr. Și în cazul nostru, iată că noi avem de împărțitul 2 la 3 ori 2 la 2, împărțit la 2 la 2, și atunci doar unul din ei se împarte, nu și 2 la 3, doar 2 la 2. 2 la 2 împărțit la 2 la 2 face 1 și rămâne 2 la 3 ori 1, 2 la 3. Iată, acesta este rezultatul. Din cauza asta, din cauza acestui lucru, dar nu-i ca o proprietate, ci din nou, ca urmarea calculului făcut. Deci a împărți un produs la un număr, înseamnă a împărți pe unul din cei, din factorii produsului la acel număr. Unul din ei. Și atunci, iată că răspunsul este clar, aceasta e o a treia proprietate. Și acum să încercăm, știind asta, să facem un exercițiu în care să avem prins și proprietatea de aici. Uite, să spunem așa, 2 la a 7 ori 4 minus 6 ori 2 la a 8 plus 1024, totul supra. Aia aș vrea să întreb o întrebare. Poftim. Pune acum, Măriuca. Păi nu, dar pot să pun și separat, dar în fine. Ce se întâmplă dacă întâlnesc un exercițiu în care este 6 la 4 ori 7 la 4? Deci dacă întâlnești 6 la... Dacă poate e diferită. Da, ori 7 la 4, da? Da. Ei, asta acum vreau să o facem cât de repica proprietate. Da?
Faptul că ai același exponent, el provine de la 6 ori 7, totul la a patra. Deci, n-am dat proprietatea asta. N-am lucrat-o. N-am ajuns la ea, dar uite că o să ajungem. Deci, tu ai pus problema când ai aceeași bază, asta mi-ai spus-o, când am aceeași bază, m-am descurc, știu să mulțesc. Copii baza și adunezi. Dar dacă sunt baze diferite cu același exponent? Asta ar fi întrebarea ta. Când sunt baze diferite cu același exponent, ce mă fac? Da? Și acum o să o facem. Dar să facem aici este gheșițul și îndată mă duc și la proprietatea ta, că tu ai sesizat-o. Eu sunt foarte atent, repet, la toate observațiile tale. De ceea ți-am spus, spune-o acum. Bine. Că întrebarea ta mi atrage atenția asupra altei proprietăți. O să o facem îndată. Și acum să zicem în continuare 2 la 8 plus să spunem 16 ori 2 la a 4 minus 16 de 4 minus 64. Egal cu. Cum ai de gând să lucrăm aceste gheșe? Mai întâi, care este cel mai mic? Nu. Mai întâi să aflăm, adică să aflăm înscrierea 2 la puterea. Deci tu speri ca tot ce mai este în plus, cum e 1024, să fie o putere a lui 2, cum e 6. 2 deci la puterea cu tare. Deci 1024 știi cât este. Așa am făcut-o, 2 la 10. Mm-hmm. Apoi în 6 încerci să descompui că poate mai apare vreun 2. Și tu știi să lipești la mulțire. Da. La 4 iarăși. Deci asta vei urmări, 16 te deranjează, 64 te deranjează și atunci sper că să exprimi totul cu puteri. Deci visul tău e să ai peste tot cu puteri, să vezi care e puterea cea cu exponentul cel mai mic, să-l vezi ca un factor comun, să scoți în factor ca să poți face operații din paranteza aceea de adunare, scădere, că altfel nu poți face nimic cu fracția asta. Nu poți să te apropii de ea. Deci ăștia sunt pașii. Mai întâi să fii totul cu puteri, apoi, fiind adunări și scăderi la numărători și anumitori, speri ca în final să vezi puterea cea mai mică, cu exponentul cel mai mic și să scoți un factor comun. Hai să vedem. Deci... Dar la 6. Hai să vedem cu 4, cu primul ăsta care e. Bine, 2 la 2. Deci 2 la 7 ori 2 la 2. 2 la 2. 2 la 7 ori 2 la 2, da. Minus 2 la 6. 6 2 ori 3. 2 ori 3, n-ai ce faci, nu poți forța mâna peste cât bine este acum. Atât să scrii 2 la 3. Tu speri ca să fie incorporat un ceva cu 2, că te frământă asta. Dar n-ai ce face. 2 ori 3 ori 2 la 8 plus 2 la 10. 2 la 10, totul supra. 2 la 8. Da. Plus 2 la 4.
Deci 2 la 4 ori 2 la 4. Da. Minus. Dar nu scriem direct 2 la 8? Sigur că da. N-am nimic împotrivit, dar eu am scris așa și pentru prietenii noștri, dar dacă tu forțezi, adică vrei să pășești peste o altă etapă, n-am nimic împotrivit. Acum am scris 2 la 4 ori 2 la 4, tot mai avem de scris din urmă și scriem în etapa următoare tot. Bine. Minus? Minus... Stai să te descompun pe 26. Nu pe 26, pe că e 64. 64, pardon. Ia vezi, vezi descompuneri tu. Bară. 2. 3. Vorbește așa că eu urmăresc. Chiar 64. Deci 2 se împarte, da. Da. 32 da. Prin 2 din nou. Deci 16. Da. Din nou prin 2. Dar 16 poate îl știi câte este. 2. Sau 8 acum? Da. 8 e 2 la a 3-a, nu? Că l-am întâlnit de câteva ori. 2, 1. Ok, deci 2 la 6-a. Da, puteai să te gândești repede, foarte repede așa. 64 e 8 ori 8. Un 8 e 2 la 3-a, celălalt iar 8 la 2 la 3-a. 2 la 3 ori 2 la 3-a, adunăm și 2 la 6-a și gata, găseai răspunsul. Deci 2 la 6-a este, da? Egal mai departe. Acum să face mai mic. Deci face cu tare. Adică să adunăm sau așa ceva. Dar ce facem cu 2 ori 3-ul ăla? Păi un 2 îl am și îl incorporăm în 2 la 8-a. 3 rămâne să fie sănătos. Visăm, când scoatem un factor comun, rămâne 3-ul. Okay. În paranteză acolo. Așa trebuie să va întâmpla. Deci vine cât 2 la câta? 2 la 9. 2 la 9, da. Înmulți cu, pe lângă. Ah, nu. Pardon. Minus? Minus. Trei ori 2 la 9? Da, 3 ori 2 la 9. Plus 3 la, plus 2 la 10. Hai să umblăm și acolo. Ca să fie, văd că peste tot care este. E 2 la 9, nu? Bine. 2 la 9 ori 2. Ori 2. Totul supra. Totul supra. Da, 2 la 8. Primul 2 la 8 lăsăm așa, deci plus. Plus iarăși 2 la 8. Da. Minus 2 la 6. Da. Și egal cu. La aia de jos știu ce să fac, dar la aia de sus o lăsăm? Sau... Păi ce putem face la aceea de sus? Tocmai mi-am aranjat. Cine e comun? Da. Jos aș vrea să fac să nu fie 2 la 8 și să fie 2 la 6 ori 2 la 2. Corect. Dar sus, deja e aranjat. Deci scoatem deja un factor. Pe cine? Bine. Deci, fi 1. Deci 1. Nu pe 1 îl scoatem. Pe cine scoatem?
Cine e factorul comun peste tot? În cei trei termeni? 29. Nu 29, mai. 2 la anua. A, 2 la 9, scuze. Atenție. Deci 2 la 9 pe lângă. Pe lângă... Dar pot să scriu 3-ul să fie primul sau nu? Deci, dacă am zis 2 la 9, ce-a rămas din primul? Din primul... 1. 1. Din al doilea ce mi-a rămas? Minus? Minus 3. Minus 3. Plus. Din plus al doilea ce a rămas? 2. Plus 2. Totul supra. Totul supra. Acum fac planul meu, nu? Tot ce am să fac. Ce ai spus că faci? Ai spus că faci. 2 la 6. 2 la 6 ori 2 la 2, parcă ai zis, nu? Da. Plus bine. Iarăși același lucru. Da. 2 la 6 ori 2 la a doua. Minus 2 la 6. Da. Și acum e comun. Da. Sus, cât este? Sus este... doi. Deci, doi la 9 ori 2. 2 la 9 ori cât? Ori 2. Deci nu, 2. Nu 2. La 0. Deci 2 la 9 ori 0. Ori 0. Supra? Supra. Doi la 6. 2 la 6 pe lângă. Lângă 4. 4 plus. Plus 4. Da. Adică 8. Minus 2. Minus? Pardon. Minus 1. Minus 1. Și egal cu? Acum ai putea să-mi faci pe 2 la 9 supra 2 la 6? Da. Și cât faci la împărțirea asta? Scuze. Mi-a părut ceva. Și am rezolvat. Cât face 2 la 9 supra 2 la 6? 2 la 9 supra 2 la 6? Adică împărți la 2 la 6, nu? Că doar în linia de fracții joacă rolul unei împărțiri. Da. Egal cu... Păi, dar numai tu trebuie să facem... Ar fi 7 aici. De ce 7? Minus 7, 4 plus 4, minus 1. Deci ar fi așa, 2 la 9 dacă vrei să... nu-mi dai răspunsul acum, 2 la 9 ori 0, supra 2 la 6, ori 7, nu? Ori 7, da. Făcând calculul. Și acum tot trebuie să dai eu pe răspunsul. Bine. 2 la 3 ori 7. Cât? 2 la 3
2 la 3, că ai scăzut, da? Da. Deci egal cu 2 la 3, ai răspuns, ori 0, ori 0 supra 7. Deci este ori 7. 2 la 3, ori 0 supra 7. Dar mai puteți mai pune 0 ăla? Păi cum să nu-l punem, că dacă o ieși din calcul, e o mulțire, mulțirea cu 0. Păi da, dar același... Cât faci acolo? Păi... Dacă unul din factori este 0 la mulțire? Vă face 0. Păi face 0. Și 0 păi... împărțit la 7? Este 0. Stai. 0, deci nimic. N-ai nimic din părțit. Nimic. Ai 7 oameni, ce le dai tu? Cât ai? Zero. Deci n-ai nicio pâine și vrei să-i dai pâine la 7 oameni. La 7 oameni, ce? 0 mai mare. De 0. Dar de când trebuia să-mi dai tu 0 răspunsul? Când ai văzut că aici dai 2 la 9 ori 0, ce mai calcă? Mă așteptam să spui, ce scoți în factor comun pe acolo? Ce mai necăjești cu asta? Când dacă este 2 la 9 ori 0, s-a terminat egheșițiul. Face 0 la numărător, împărțirea, un 0 împărțit la orice număr. Nici nu mă mai interesează ce e jos. Numai cumva să nu fi fost și jos 0. Că atunci ar fi fost o situație grea. Dar câtă vreme sus ai avut 0, nu s-a mai justificat calculul. Ia gândește-te că într-o lucrare, cel care sesizează că la numărător obține 0 aici, un factor al produsului este 0, da. Și are de lucru acolo, așa, și el nu sesizează, abia la sfârșit împarte pe 0 la 7. Păi îți dai seama, ba mai mult, ce mi-ai spus tu? Mai rar rost să mai scriu ori 0 acela? Cum să nu ai rost? Dacă ar fi fost 1, n-avea rost. Când un factor este 1, înmulțirea oricărui număr cu 1, îl lasă neschimbat. Dar înmulțirea cu 0, orice număr înmulțit cu 0 face 0. Deci, atenție multe la capcane de acestea. Care, eu nu întâmplător ți-am dat asta. Deci, vezi, Mănuica, încerc să fac egheșițele acelea care te pun în situația aceea de a decide și de a fi atentă și poți mări ritmul egheșițului. Deci nu ești atent numai la calculul în sine, ci și la capcane de acestea care trebuie să reacționezi foarte sigur, foarte clar. Unde nu punem, nu mai are rost să-l punem? Pe unul l-am produs. Unde nu-l mai punem pe zero? La adunare, Măriuca, sau la scădere. Când ai adunat cu zero un număr, sau scăzut zero dintr-un număr, n-are rost să mai punem problema. Dar la mulțire, totul, se schimbă tot, absolut tot. De foarte multe ori sunt egheșiții de acestea în care, după calcul, unul din factorii produsului este zero și te pune să mai calculezi, nu, te simți că unul e zero, înmulțirea, indiferent câți factori mai ai acolo. Indiferent câți factori mai ai, nu mai are rost să mai faci înmulțirea. Deci nimeni ne oprim, zici, și face zero și s-a terminat. Care au fost capcanele în egheșițul ăsta? Hai să le luăm de la început, Mărica. Te rog să treci în revistă. Așa, 2 la 7 ori 4 minus 6 ori 2 la 3 plus 10 ori... 6. Acela era tare... 6. 6, da. 6 acesta, 2 ori 3 și te întreba ce să faci cu 3. Nu întâmplător l-am spus acolo. Pentru că am vrut să văd cum un 2 care vine din descompunerea lui 6, care e 2 ori 3, 3 îi rămâne pe loc, 2 se încorporează în 2 la 8, eu puteam să iau aici în loc de 2 la 8, 2 la 7, 2 la 5, dar am lăsat special 2 la 8. Când mai vinea un 2, am văzut că facem peste tot 2 la 9, deci eu am măturat cu privirea egheșițiul, chiar în timpul ce îl compuneam, mă tot gândeam cum să creez niște lucruri care să-ți atragă atenția concret în desfășurarea egheșițului. Deci, să remarcăm așa ceva, Mărica, și să spunem, foarte interesant sunt lucrurile acestea. La matematică,
Și trebuie să fii în starea aceea de, de perfectă, să spunem, concentrare totală, ca să poți să înțelegi fiecare moment al egășițului. Da? Deci, șase ăsta ți-a atras atenție că te gândeai ce să faci. Și am spus, el rămâne acolo. Un doi, sau tot ce era ca puterea lui doi din descompunerea aceea, se lipește de doi la opta. Pentru că știm să faci operații cu putere. În final, a fost capcana următoare cu 0, înmulțirea cu 0 și 0 la numărător. Că dacă aș fi fost la numitor 0, era ieșițul meu gândit prost. Că împărțirea, te duceam în situația când împărțirea la 0 nu poți face. Dar fiindcă am aranjat ca 0 să fie sus, 0 împărțit la orice număr egal cu 0. Da. Hai să vedem, să rămurim și proprietatea care mi-ai sugerat-o tu. Adică tu mi-ai spus așa, dacă am 3, cum ai zis, 3 la a 4-a, ori 7 la a 4-a. Ce am de gând să fac? 3 la 7, ori 3 la 4, ori 7 la 4. Să fac cu 6, dar în fine. Ai dat alt exemplu, nu mai știu ce exemplu mi-ai dat tu. Dar 6 la 4 nu contează. Nu contează. Deci am să iau 3 la a doua, Măriu, ca să fie exponentul mai mic. 3 la a doua ori 5 la a doua. Egal cu. Calculez numeric, adică valoarea. 3 la a doua cât face? 3 la a doua face 9. 9 ori 5 la a doua? Ori 5 la a doua face 10. Cum ai făcut? Douăzeci și cinci. Așa, Mărica, de ce mă faci? De ce? Uite, mi-a crescut tensiunea. Mi-a crescut tensiunea când ești 10. Nu te juca cu mine, că știi, chiar așa. Știi, când am vorbit de putere, am și insistat foarte tare. Atenție multă. Nu. Puterile nu sunt înmulțiri. Deci, nu se mulțește baza cu exponentul. Mă gândeam la 25, dar am zis 10. Deci să nu mai faci asta. Că este un reflex de-al meu stupid, în care dacă eu văd 5 la ea, mă întâi mă gândesc la înmulțire. Ori 25. Și cât face 9 ori 25? Habar n-am. Păi hai să vedem. 4 de 25 cât fac? Ce? 4 de al de 25. 25 plus 25 plus 25. 100. Și iarăși 4 de 25, că sunt cei 9 de 25. A, 225. Păi, de ce spui? Habar n-am. Ai dat răspunsul foarte rapid, că nu știu, e cel mai bine. Dar dacă te-ai fi gândit un pic, eu ce am făcut acolo? De cum să nu știi asta? Știi că 4 și 9 câți de al de 25 am? 9 de 25 și eu zic 4 și plus 4 plus 1. Ce e 4 fac 100, 100, 200, 25. Egal cu 225. Da. Și acum, 225. Nu. Ia să-l vedem noi ca o putere a cui. Ia în parte pe 225 la 15. La 15, ok. O dată. Pe 5. Cât o da restul? Stai un pic. Deci 225 împarți la 15. Deci
Ok. Mi-a dat rest 0 pentru că este 15. Deci cât este câtul împărțirii? 15. Și împărțitorul? Și împărțitorul este 15, deci 225 e pătrat perfect. 225 e pătrat perfect, adică zicem egal cu 15 la 2. 15 ori 15, da? Care înseamnă 15 la 2. Deci egal cu 15 la 2. Ia să scriu așa rezultatul următor. 3 la 2, să scriu din nou, că de aici am plecat. 3 la 2 ori 5 la 2, 3 la 2 ori 5 la 2, egal cu 15 la 2. Ai scris asta? 3 la 2 ori 5 la 2, egal cu 15 la 2. Da. Adică în loc de 15 eu pot mai să mai scriu 3 ori 5. Deci iată la ce concluzie ajung. Că 3 la 2 ori 5 la 2 egal cu 3 ori 5, 3 ori 5, totul la a doua. Că 3 ori 5 e 15 acela. Și am să scriu invers egalitatea asta. Scriu invers. 3 ori 5, totul la a doua. 3 ori 5, totul la a doua. Egal cu 3 la a doua. Ori 5 la 2. Orice egalitate poate fi scrisă din stânga spre dreapta sau invers. De egalitate. Iată cum ai citit tu afirmația asta. Cum ai traduce-o? Asta că am ficat la a doua. Adică, cum adică cum aș traduce-o? Adică dacă ai găsit o definiție, o regulă care, pe care să o reține. Ce este 3 ori 5? Este o mulțire. O mulțire, un produs, zicem. Da. Este un produs. Și 2 este pentru produsul ăsta exponent. Adică, cu cât e egal produsul, ori 2. Nu ori 2, la puterea a doua. Deci, a ridica un produs la o putere, așa exprimăm, a ridica un produs la o putere, în cazul nostru, un produs, înseamnă a face acest lucru cu fiecare în parte. Și cu 3 la a doua și cu 5 la a doua. Deci a ridica un produs la o putere înseamnă a ridica la acea putere fiecare, cum zicem noi, factor al produsului. Ia zici și tu, a ridica. A ridica. Un produs. A ridica un produs. La. La. La o putere. Factor. Da, a ridica un produs la o putere. Da. Zici și tu, a ridica un produs la o putere. A ridica un produs la putere. Înseamnă. Înseamnă egal. Da. Înseamnă. Să ridicăm. Să ridicăm fiecare factor. Așa, fiecare factor al produsului la acea putere. Da. Deci. Iată, încă o dată, a ridica. A ridica un produs. La. Bine, o să zic în cuvintele mele. Da, cuvintele tale. A ridica un produs la puterea. La o putere. Da. Înseamnă să iei fiecare factor. Așa. Și să.
Și să-l ridici? Ridici. La ce putere? Fiecare. Să scrie fiecare. La acea putere respectivă. La puterea respectivă. Deci să faci, înseamnă să faci asta cu fiecare factor, da? Pe rum, așa, mai pe limba noastră, zicem. A face, a ridica un produs la o putere, înseamnă să faci asta cu fiecare factor. Cu fiecare factor. Deci dacă sunt trei factori, zicem așa, 3 ori 5 ori 7, totul la A5-a, scrii tu, spune tu cu cine este egal. 3 ori 5 ori 7, totul la A5-a. Este egal cu 3 la a doua. Nu, 3 la? 3 la 5, a? Da. Ori? Ori 5 la 5, a? Așa. Ori 7 la 5, a? Asta e. Deci înseamnă să facem, să ridicăm pe fiecare în parte la acea putere. Deci ridicăm și... Dacă vei vedea vreodată un produs din mai mulți factori care au același exponent de putere, da? Scrii o singură dată, scrii produsul respectiv la acea putere. Cum m-ai întrebat tu? Știi ce m-ai întrebat? Cum da. Fac dacă o să am vreodată 7 la a 5-a, ori 4 la a 5-a, ori 9 la a 5-a? Așa m-ai întrebat tu. Egal cu cine acum? Când ai văzut asta, cu cine este egal asta? Adică este egalitatea de membru drept. Spre stângul. Fiindcă e un produs care au același exponent, înseamnă provine de la cine? Hai! Păi, uite, dacă ai văzut așa, 3 la 5, ori 5 la 5, ori 7 la 5, de unde o provin? Egal cu 3 ori 5 ori 7, totul la 5. Acum aici cum vei spune? Așa, 7 ori... ori 4 ori 9, totul la 5. La 5. Totul la 5. Deci înseamnă că scrii aceste baze, da? Și totul la a 5. Deci a ridica un produs la o putere înseamnă face acest lucru cu fiecare în parte. E, hai să mai vedem niște aplicații până și până scrim și proprietatea generală, ca să nu uităm. Iată, dacă vei avea așa, să zicem, opt ori 27, 8 ori 27, ori 125. Ai și posibilitatea să faci înmulțire efectivă și îți dă 8 ori 27 și pe urmă îți dă mulțești cu 125. Da. Și ai făcut calculul. Îți dă un număr destul de mare, dar ai și șansa ca pe 8 să-l vezi ca cine. Adică să-l descompui, să-l vezi sub formă de puteri. Bine, 2 la 3-a. Deci 2 la 3-a, ori 27. Ia descompune și 27. Bine. Deci, 27 linitar la 3. Deci vine cât? Îmi pasă acum, merge prin 3, da, adevărat. 3 la 3-a.
3 la 3, dar era foarte repede așa, deci 27 egal cu 3 ori 9, iar 9 este 3 la 2, și face 3 la 2, 3 ori 3 la 2, și face 3 la 3 foarte rapid. Și descompunea și mă, eu te-am lăsat să faci asta, pentru că facem mai treme și la asta, deci ori 3 la 3, de acord, și ori 125. Ia descompunești pe 125 ca produs de factor, de, știi să da. Descompui. Deci deci 125 merge prin 5, da? Da. Și cât, câtul împărțirii? La 5, la 125? 55. Cum e 55, Măriuca? Ia vezi tu câtul împărțirii când faci. Nu, 55. 5 în 12 de câte ori merge? De o da. De două ori. 5 în 12 și 2 ori. De două ori. 2, 5, 25. 25. Hai, hai, 5 la 4. Cât? 5 la 4. 5 la 4? Ia mulțește 5 ori 5 ori 5 ori 5 de 4 ori să vezi cât îți dă. Bine. Nu. Cum este? Cam mare. Cât ți-a dat? Cât ți-a dat 5 la 4? N-am calculat, dar deja am făcut 5 ori 5, care mi-a dat 25, ori 5 deja mi-a dat 125, deci... Tu ai avut pe cine de descompus? Deci trebuia... Ai avut pe 125 de descompus, da? Da, deci 5 la 3. Vezi 5 la 3, acum ți-o dați 5 la 4, eu nu știu. Ia uite-te odată, cum ai descompus ți-o dat 5 la 4? Cum ai gândit? Ah, nu, am adăugat în 5 din greșeală. Păi n-ai Măriuca, știi, nu poți să vii cu greșeli de astea, că e văzut, modifici total, e greșit-o. Știi cât dădea 5 la 4? Cât ar fi dat 5 la 4? Dădea 5 la 2-a, sau ai zis 125, 5 la 3-a, ori un 5, 125 ori 5, și egal cu 625. Deci dacă ar fi 625, dar așa, nu. Deci ori 5 la 3. Și iată cum ai 2 la 3, ori 3 la 3, ori 5 la 3. Și 2 la 3, ori 3 la 3, ori 5 la 3 face?
conform proprietății pe care ai enunțat-o mai devreme, ai peste tot același exponent, da, și ai un produs de 3 puteri cu același exponent, înseamnă că scriem cât? 2 ori 3 ori 5. Adică 2 ori 3, da, 2 ori 3 ori 5, totul la a? Totul la 3. Și face egal mai departe cu? 2 la 3 care face 9. Sigur că ne întoarcem înapoi. Dar cât face? Acum calculăm baza asta. Bine, 9. De ce 9? Nu 9, 8. Dar nu-i 2 la 3, e 2 ori 3, Măric. Ok. Facem din nou aia, nu știu ce. Deci 2 ori 3 sau 2 ori 5, că poți face așa 2 ori 5, fac 10, ori 3, 30. Și egal cu 30 la a treia. Deci iată cum 8 ori 27 ori 125 înseamnă 2 la 3 ori 3 la 3 ori 5 la 3 înseamnă produsul 2 ori 3 ori 5 totul la 3 înseamnă 30 la 3. Dacă eu ți-aș fi dat să faci următorul calcul, ia să scriem așa. Deci, să se calculeze, hai să scriem amândoi, să se calculeze opt ori 27 ori 125 totul supra 30 la puterea a patra. Da. Tu, fiindcă nu observi cu puterile nimic, să zic așa, te-ai fi apucat de făcut calculul. 8 ori 27, îți dădea un număr, ce îți dădea, înmulțeai cu 125, îți dădea un alt număr. Făceai 30 la a patra, cât face 30 la a patra, oare? 30 la a patra. Înseamnă cât? 930. Cum ai găsit 930? Asta este doar 30 ori 30, adică... Și 30 ori, cât, 30 ori 30 cât face? 30 ori 30 face 930. 30 ori 30 egal cu, ai zis, 930, da? Cum, da. Cum ți-a dat 930, că nu știu? Cu cine este egal 30 ori 30? 30 ori 30 egal cu 3 ori 10 ori 3 ori 10. Și egal cu 3 ori 3 face 9, ori 10 ori 10, 100. Și face 9 ori 100, 900. E altceva. De unde mai dați 930? Nu știu cum ai făcut. Cum ai gândit? Hai să văd cum ai gândit, că mă interesează. Te-am făcut. Cum ai făcut tu mulțirea asta 30 ori 30 și ți-o dat 930? Am adăugat în greșeală un 3. Iar îți găsești scuze, încearcă să fie exigentă cu tine și nu din greșeală. Deci atenție multă, nu există nicio scuză. La matematică nu din greșeală, că nu, uite, dacă spui din greșeală, să știi că nu înseamnă că profesorul nu ține cont de greșeală. Și zice, pardon, bine, mergem mai departe, pardon. Nu e ca atunci când te duci, să zicem, la preot și te mărturisești și el te iartă.
te sancționează, asta vreau să spun. Deci te sancționează la matematică fără comentarii. În loc să obții 900, ai zis 930, rezultatul e diferit și a stricat tot exercițiul. Da? Deci, hai să vedem cât face 30 la 4, ne întoarcem. Mihai pleacă. Așa, scuze. No, deci... +900 sau... E 900 ori 900, mă rog. Da? De ce ai zis plus? Stai o secundă. Iar trebuie să insistăm. Deci, tu trebuie să înțelegi așa, că 30 la a patra înseamnă 30 la a doua ori 30 la a doua. Nu? Că din ce știm noi de la puteri, înseamnă că trebuia scris 30 de 4 ori, 30 ori 30 ori 30 ori 30 ori, da? Deci de două ori și încă o dată. Și înseamnă 900 ori 900. 900 ori 900. Și 900 ori 900? Face... 81.000. 81 înmulțit cu 81 și după el câte zerouri trebuie să pun? 3. De ce 3? Păi nu înseamnă 9 ori 100. 9 ori 100, că e 900. Înmulțit cu 9 ori 100 și de fapt e 100 ori 100, înseamnă 100 ori 100 înseamnă cât e 0 ori? 4 0 ori. Și înseamnă 10 la a patra, adică 81 urmat de 4 0 ori. Și 4 0 ori înseamnă 810.000. Deci vezi, 30 la a patra face 810.000 corect. De ce ai spus ori 1000? Cum ai gândit? Că iarăși pe mine mă interesează să văd cum ajungi tu la rezultatele acestea. Acum pur și simplu am zis greșit. Iar eu aș vrea să vezi tu ce înseamnă știința de a lucra cu puteri. În loc de 30, eu pot să spun 3 ori 10, ia să ne întoarcem 30 la 4, scrii din nou, 30 la 4 egal cu? 30 la 4... egal cu 3 ori 10, că să-i 30, totul la a patra, și egal mai departe cu? Cu cine? E un produs la o putere. Cum am zis că se ridică un produs la o putere? Ridicăm fiecare factor. Fiecare. Deci vine 3 la a patra ori 10 la a patra. Da. Și egal cu? 3 la a patra face cât? Face... 3 ori 3 ori 3 ori 3 de 4 ori. Da? 81 ori 10 la 4 ce înseamnă? Ia să vedem. Ori 10 la a doua înseamnă 100, că 10 ori 10 înseamnă 1 urmat de 2 zero ori. 10 da. La 3 face 1000 pentru că e 10 ori 10 ori 10 e 3 ori și cu 3 0 ori. Deci 1 și acum 1 urmat de 4 0 ori 10.000. Și iată, într-adevăr, fac
81.000. 81.000. Că e, nu? 81, da. Mulți cu 10, 80. Iată, mult mai repede, fără să greșești, fără să existe riscul. 90 ori 90, 30 ori 30, că fac 930, ai spus. O primă greșeală. Apoi 90 ori 90, iarăși greșeală. Deci multă grijă, multă grijă la matematică, trebuie antrenament. Vreau să zic, Măriuca, că la matematică, dacă o zi nu lucrăm, dar o singură zi, a doua zi trebuie să lucrăm dublu. Dacă, zicem, lucram zilnic câte o oră și nu am lucrat o zi, imediat trebuie să lucrăm două ore. Dacă n-am lucrat trei zile, trebuie să lucrăm trei ore și mai departe. Dar chiar așa, dacă ne-am obișnuit să lucrăm două ore pe zi, apoi exact ca fotbalistul, ca oricare face un antrenament în ceva, într-un domeniu, trebuie a doua zi să facă dublu efortul. De aceea ne întoarcem la exercițiul nostru și să vedem cum lucrăm la 8 ori 27 ori 125, 8 ori 27 ori 125 supra 30 la 4. Egal cu. Pe 8 cum îl putem scrie? Că 2 la 3. Deci 2 la 3. Ori. 2 la 3 ori. Hai că 27 l-am scris cum? Știu că l-am scris, dar nu... 3 la 3, Mărica, n-am zis 3 la 3. 3, acum am găsit. Ori? Ori 125. Care este... 125. Și egal cu? 5 la 3. În loc de 125, 5 la 3, da. Și acum, fiindcă toți... Am peste toți exponenții sunt cu 3. Da. Atunci cum o să scriu? Egal. 2 ori 3 ori 5. 2 ori 3 ori 5. Totul la puterea cât? 3 la puterea 3 supra 30 la 3. 30 la 4, pardon. Și egal cu. Și 2 ori 3 ori 5 face cât? 30. Deci 30 totul la a treia, supra 30 totul la a patra. Da. Pe 30 la 4, hai să scriem cu ajutorul exponentului 3. Între exponentul 3 și exponentul 4, mai mare este exponentul 4. Da. Și acum, dacă ne gândim la proprietăți, cum se împart două puteri care au aceeași bază? Se copie baza și se scade exponenții, dar deci fiind jos... Deci 30. Deci... fiind numitorul mai mare, scădem din numitor. 4 scăzut 3. Deci da. Sus rămâne 1. 1 supra 30. 1 pe 30. Da? Că e 4 minus 3.
Și egal cu 1 pe 30, cum ai spus. Acesta este rezultatul împărțirii acesteia. Deci, fracția asta, la lucru făcută, care ți-ar fi consumat extrem de mult timp. Extrem de mult timp. Dacă știm să lucrăm pe baza puterilor, iată că numărătorul se strânge frumos ca fiind, nu? Fiind acolo cât? 30 la a treia, jos nu umblăm, că ne place. 30 la a treia, la a patra, el face un număr 810.000, parcă am văzut că face 30 la a patra, dar nu ne deranjează că nu noi lucrăm decât cu operații de cu puteri. Deci numai pe bază de puteri. Și egal cu 1 pe 30. Finalul este clar. Asta este ești. Să scrim și proprietatea a patra, pentru că am tot făcut câteva aplicații. Sper că am înțeles că dacă nu, cum ridicăm 4, cum ridicăm un produs la o putere. Adică A ori B. Nu mai punem bazele precizate. Totul la N egal cu cine? A ori B totul la N egal cu? Tu vorbești? Am luat egal cu A la N. Da. Ori? Ori B la N. B la N. Deci ar ridica un produs la o putere, s-ar ridica fiecare termen al produsului, fiecare factor la acea putere. Așa e proprietatea a patra pe care mi-ai sugerat-o tu. Tu mi-ai sugerat din dreapta spre stânga. Că tu mi-ai spus așa, ce mă fac dacă am 7 la a treia ori 5 la a treia? Și plecând de la întrebarea ta, iată cu cine este egal. Cu 7 ori 5, 7 ori 5, deci din dreapta spre stânga, 7 ori 5, totul la a treia. Deci asta e proprietatea care mi-a fost de tine sugerată ca întrebare și iată, noi am pus-o la punct acum. Asta e și noutatea pentru lecția de azi. Deci ce am făcut? Am repetat primele trei proprietăți. Am făcut egeșiții pe baza lor, am încercat să vedem cât mai multe situații și am găsit astfel o primă proprietate, 4, și să vedem dacă un produs la o putere se întâmplă așa, dar o împărțire. Adică aș vrea a cincea proprietate pe care vreau să o vedem, e de parcă aș spune, ca a împărți la B totul la N cum fac? Deci o mulțire știu să fac, să ridic la o putere. Dar o împărțire oare cum să faci? Cum propui? Ai anticipat rezultatul? Dacă îl anticipezi, hai să și dovedim prin exemplu. Asta mă împărți la bălană? Vrei să luăm un model, nu? Bine, am zis A la N, împărți la B la N. Așa, da? Pun un semn de întrebare, da? Că nu știu sigur dacă. Deci A împărțit la A la N împărțit la B la N. Așa asta ar fi proprietatea pe care tu ai sugerat-o. Dar hai să ne convingem. Hai să luăm o împărțire, o facem și pe urmă ridicăm la N rezultatul câtul împărțirii și pe urmă pe fiecare. Și de împărțitul la N și pe împărțitul la N și vedem dacă se întâmplă ce ai spus tu. Hai să zicem așa, 8 împărțit la 4, totul la puterea a treia. Egal cu cine? După calculul pe care facem, 8 împărțit la 4, cât face? Putem face împărțirea. 8 împărțit la 4? 8 împărțit la 4 face... 2. 2. Deci e egal cu 2 la a treia. Care e egal cu? Egal cu? 8. 8. Iar dacă
e adevărată proprietatea ta, adică luăm 8 la a treia, împărți la 4 la a treia. Să vedem dacă ne dă tot 8. Cât face 8 la a treia? Ia pe tu calcul, 8 la a treia. La 3 împărțit la 4 la 3. Da. 8 la 3 cât ar face? 8 la 3. 8 ori 8 ori 8. Fă calcul. 64. 64 ori 8. 64 ori 8. 84 ori 8. 64 ori 8. 64. Așa. Hai vă mulțirea asta. Asta fac acum. Imediat. Gata. 512. 512. Și fă și 4 la 3. Păi da, am făcut și 4 la 3. Cât ți-a dat? 12. 4 la 3, 12? 4 ori 4 ori 4. Am scuze. Face 64, da? Da. Și acum, 512, ai zis? Da, 512. Împărțit la 64. 64. Ia vezi cât îmi dă. Ca 6 în 51. 8. 8. Deci egal cu 8. Este același rezultat. Este adevărat. Ca face o împărțire, deci adică o împărțire la o putere, înseamnă și de împărțitul și împărțitorul să ridicăm la aceeași putere. Deci, a ridica o împărțire la o putere și de împărțitul și împărțitorul. Dar împărțirile, tu știi bine că încă din clasa a patra, împărțirea 8 împărțit la 4 se scrie în multe rânduri și sub formă de fracție. Deci înseamnă 8 supra 4. Și deci noi am pus acum la punct cum se ridică un produs la o putere. Vezi, ca operații de până acum, noi știm așa, că avem adunarea, scăderea, mulțirea, împărțirea. Sigur că împărțirea o putem surprinde ca pe o fracție și vom găsi formularea așa. Adică o fracție la o putere înseamnă și numărătorul și numitorul la acea putere. Deci ea mai poate fi dată, această proprietate 5, și sub forma următoare. A supra B, uite, A supra B, totul la puterea N, A supra B, adică e împărțire, egal cu A la N supra B la N. Este același rezultat, este aceeași scriere, dar într-o altă formă. Sub formă de fracții. Deci împărțirea văzută și sub formă de fracții. Și ne-a mai rămas așa, sa proprietate pe care am zis eu, las ții să o descoperi, să văd cum o descoperi. E de parcă îi zice așa.
2 la a 3, totul la a 4. Deci, cu cine este egal 2 la a 3, totul la puterea a 4? Adică e vorba de a la n, totul la m. Egal cu cine? Asta să încerc să o descoperi tu și să o discutăm mâine. Bine. Uite ce vreau să punctăm. Astăzi am recapitulat pe cele trei puteri, cele trei proprietăți. Și am adăugat încă două. Și am făcut încă două, am adăugat două, am exersat foarte mult prin aplicație, prin exerciții, ca să vedem și pe primele aplicate de foarte multe ori. Deci noi, în exerciții care le-am făcut pentru 4 și 5, am descoperit, dar am făcut antrenament și la cele dinainte. Ce trebuie să încerci să le scrii încă o dată tu la mână? Să le înțelegi luându-ți exemple, luând filmulețul, făcându-l tu la mână. Vreau neapărat pentru mâine să faci filmulețul ăsta pe care l-ai văzut acum, l-am făcut împreună, ca antrenament. Eu nu-ți propun eu noi greșiții, dar caietul pe care mi-l arăți mâine să însemne exact filmul ăsta în desfășurarea lui. Adică, să nu cumva să-mi arăți lecția de azi, arată-mi caițelul pe care ai scris acum. Bine. Stai să scot asta. Da, e corect. Așa că mâine o să văd, am făcut încă o dată filmulețul, am filmat acum și trebuie să-mi arăți și ce a fost astăzi și ce ai scris tu nou, făcând filmulețul absolut relație de relație a tuturor exemplelor respectiv care le-am discutat acum, astăzi, da? Deci asta este tema. Să refaci din nou filmulețul. Cum spuneam de nana ta, care încă o dată la ora 11 seara ea s-a apucat și facă încă o dată filmulețul. Adică să vadă, n-aveam filmuleț atunci, să vadă ce era scris tema, adică ceea ce lucrase pe caiet, refăcea încă o dată. Ne oprim aici, Mărica, și spor la treabă. Mersi. O să închizi filmulețul, da? De pa. Registrarea.